Îl binecuvântăm pe Domnul în dimineața aceasta și spune din toată inima, Hristos a înviat. Este o zi deosebită în care pentru prima dată sunt la Sfânta Treime în Londra. Este o zi deosebită pentru fiecare dintre noi. Mă numesc Petru Oros din Arad. Am venit cu prea iubita mea soție, Rahela. Este acolo în mijloc. Poate că după masă o să avem și o cântare împreună. Eu nu sunt cântăreț, dar soția mea are o voce frumoasă, dar lângă ea mă ajută și cânt și eu. Poate că rânduie Dumnezeu după masă să avem o cântare împreună pentru slava Domnului. Este azi 1 mai 2016, o zi deosebită, o zi care este declarată o zi internațională a muncii. Știți cu toții lucrul acesta? Bineînțeles că ziua internațională a muncii, 1 mai, au inventat-o americanii. Ei au inventat-o. Sunt foarte multe lucruri care noi nu le știm. Dar americanii au inventat 1 mai. În 1886, muncitorii din Chicago ies în stradă pentru protest, vroiau să lucreze nu 10 ore pe zi, ci doar 8 ore pe zi și cu același salar. Și în 1889, prin Congresul Socialist Internațional, adică Partidul Socialist, a declarat 1 mai Ziua Internațională a Muncii. După care, la români, în 1890, pe vremea lui Carol I, s-a declarat și în România și s-a sărbătorit 1 mai. Este o zi care trebuie să le știm noi. De fapt, îi întreb pe mulți, bă, vă știți cine a inventat Partidul Socialist? Și se blochează. Americanii, nu rușii. Dar astea nu se spun la sticlă, pentru că cel mai mult se manipulează oamenii cu sticla. Dar Partidul Socialist, țineți minte ce vă spune, Petre Oros, a fost inventat de americani într-o criză economică încât oamenii pe stradă mureau de foame. Și atunci s-a inventat bucătăria pe roți. Da? S-a inventat de guvern, s-a făcut o bucătărie pe roți cu mâncare și duceau la oameni pe stradă mâncare în vremea aceea. Dar de lucrurile astea nu se prea vorbește, pentru că nu trebuie să știe oamenii, pentru că oamenii trebuie dus după deget. Asta e politica democrată. În ziua de astăzi este 1 mai și fratele de la timpul de închinare amintea de învierea Domnului Iisus Hristos. În România se sărbătorește învierea Domnului Iisus, Paștele. Acum, pentru voi este a doua oară sărbătorit, nu-i așa? Eu știu lucrul acesta. Știți câți dintre voi știți că dacă s-o mai potrivit așa, adică 1 mai, duminica învierii. Știți că s-o mai potrivit așa, în urmă cu 22 de ani. În urmă cu 22 de ani, 1994, 1 mai, era duminica învierii. Și noi am sărbătorit duminica învierii și atunci o sărbătorim și astăzi. Amin? Dar vă spun eu, în România se organizează tot felul de conferințe, tot felul de spectacole, drumul crucii, drumul învierii și de toate. N-am spus că e rău, dar eu vă spun astăzi, cu galerie nu se intră în cer, ci se intre cu trăire. Pentru că sărbătorile vin și pleacă. Și noi rămânem. Știți vorba aceea românească? Apa trece și pietrele rămân. Doamne, ajută-ne că și luni, și marți, și miercuri să spunem din toată inima și prin trăirea noastră, Hristos este viu în vecii vecilor. Pentru că chiar dacă eu nu spun că El că a înviat, El este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! 1 mai, duminica învierii, 1994.
1 mai, spuneam vineri seara, este cea mai importantă zi din viața lui Petre Oros, a mea. 1 mai, cea mai importantă zi din viața mea. În ziua de 1 mai 1994, în urmă cu 22 de ani, am încheiat două legăminte. În 1994, 1 mai, Duminica Învierii, de dimineață, în programul de biserică, l-am mărturisit pe Iisus în apa botezului și am jurat că am să-L urmez pe El toată viața mea. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Și după masa, în aceea zi, 1 mai 1994, cu prealeasa inimii mele, Rahela, am încheiat legământ la altar în aceea zi. Sigur n-ați mai auzit așa ceva. Am câteva lucruri care s-au întâmplat în viața mea unicat. Și în slujirea de păstor, nu s-au mai auzit în toată istoria. Înțelegeți, la mine la ordinare ori participat 3 pastori baptiști din Uniunea Baptistă și 2 păstori din cultul penticostal. Vă dați seama, în toată istoria Uniunii Baptiste și a cultului penticostal nu s-au întâmplat așa ceva ca cele două confesiuni să ordineze un păstor. Da? Eu am spart gheața și am spus că trebuie să terminăm cu gardurile și să ne pocăim, că altfel vai de noi va fi. Amin? Așadar, v-am spus cu semnificația aceasta de 1 mai. Slujesc ca pastor evanghelist de aproximativ 3 ani jumate, pentru că Dumnezeu mi-a chemat la o lucrare mai sensibilă decât ceea ce se vede aici, să vii să predici, să mergi la conferințe, la nopți de veghe, ci slujesc Domnului cu ajutorul lui Dumnezeu ca pastor evanghelist și mă ocup și de oamenii aceia necăjiți, oamenii care mănâncă din containere, ce rămâne de la români, bineînțeles, oamenii care n-au ce să mănânce, oameni care n-au ce să îmbrace. Mă ocup și de genul acesta. Apostolul Pavel spunea că el mai făcea ceva, făcea ce? Corturi. Adică nu tăia frunză la câini, mai făcea ceva, făcea corturi. Prin harul lui Dumnezeu, eu nu fac corturi, dar încerc să renovez câte o colibă la un năcăjit. Și nu mă pricep, eu nu sunt meseriaș, am terminat facultatea de inginer, nu prea le am eu cu construcția, dar nu mi-e rușine să-l sun pe un frate, să-i spun, auzi, ia explică-mi cum se pun leațul ăsta. Nu mi-e rușine, am de învățat și fratele îmi spune, văd cum se prind rigipsul și îl fac și pe ăla. Și cu ajutorul Domnului o scot la capăt. Și lucrarea aceasta, dragii mei, o fac cu familia mea. Petre Oros nu are o biserică în spate care să-l susțină. Da? Petre Oros nu are o sistem, o confesiune care să-l susțină în lucrarea aceasta de întrajutorare. Petre Oros are pe Dumnezeu și familia. Și bineînțeles, frați care îl cunoaște pe Petre Oros și ajută. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, nu prin tabla asta, prin noi. Și Dumnezeu să ne ajute să ascultăm ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am 6 minute și 40 ceva de secunde în care o să expun o parte din lucrarea care o fac cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, de fapt, de peste 15 ani mă ocup de săraci. Dar nu așa la o scară mare cum am făcut-o în ultimii ani. Am făcut ce am putut. Și am să vă spun și de ce. La un moment dat am citit în Biblie, în Proverbe, capitolul 28 și 27. Și vreau să vă mărturisesc, m-am cutremurat. Proverbe 28 cu 27 spune că cine închide ochii se încarcă de blesteme. Este cuvântul lui Dumnezeu, dacă se poate proiecta versetul acesta. Am fost în urmă cu aproape 2 luni de zile la Botoșan și am pus biserica aia de 700 de membri să citească versetul acesta. Vă puteți imagina că 10% dacă au citit? S-au îngrozit. Acolo e cuvântul lui Dumnezeu care rămâne valabil, Proverbe 28 cu 27. Nu iese nimic, ăla rămâne valabil veșnic. Și eu vă întreb pe voi, de câte ori v-ați făcut că vorbiți la telefon?
Vă puteți imagina ce spune acolo Dumnezeu? De câte ori ai spus, păi, dar nu sunt eu cu astea, sunt alții. A, nu, 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 avem noi departamentul nostru. Doamne Sfânt, a fost și preotul și levitul, pe lângă mulți în ziua de astăzi. Dar preotul și levitul au fost condamnat, nu pentru că au dat în cap la cineva. Preotul și levitul au fost condamnați pentru că n-au făcut bine. Și ori de câte ori facem bine, sau nu-l facem, mai bine spus, săvârșim un păcat. De aceea, prin harul lui Dumnezeu, spuneam, mă ocup de lucrarea aceasta, dar că în urmă cu 2 luni de zile, într-o seară, l-am luat pe Petrișor, de 4 ani, băiatul meu cel mai mic, și pe una dintre fete, Adina, și am plecat cu mașina în oraș. Și la un moment dat am spus, hai să ieșim din oraș. Era în lângă Arad, este un cartier. Îs vreo 40 de familii acolo. Dar tot am avut dorința să intru și n-am intrat, dar de câtva timp. Și atunci în seara aceea am trecut acolo și când am văzut ce e acolo, am spus, este Africa curat. Diferența între noi și africani este că la africani nu este iarnă. La români este iarnă. Africanii sunt în avantaj, veți vedea. Și am întrebat pe mai mulți și am spus, care familie e cea mai la pământ? Și toți mi-au direcționat la o colibă, o să vedeți casa. Când am ajuns acolo, tata, mama nu erau acolo, numai copiii, 6 copii. M-am cutremurat, n-aveau ușă, aveau o prelată. Avea 2 recamere de alea tip vechi și o masă. Dulap nimic, absolut nimic. M-am uitat la copii, zici că erau curentați toți, cu părul în sus. Adică nespălați. După care am stat de vorbă cu părinții, am avut ocazia să stau, femeia nici n-avea buletin, dar avea 6 copii. 2 dintre copii n-aveau nici certificat de naștere, dar aveau copii. Nici nu erau căsătoriți legit, nu erau căsătoriți la sfat, dar aveau și copii. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-am ocupat de ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-am făcut acte și am și dus la sfat și am semnat pentru ei și am cununat legal. Ăia de la primărie s-au râs de mine și de soția mea, o am luat de mână și am zis, hai să-i facem, să-i băgăm pe brazdă. Adică nu pe ideea aia că basculăm, am făcut bine, Domnul știe toate. Vă spun eu, egal fariseism. Noi trebuie să facem lucrarea așa cum o cere Dumnezeu. Până la capăt. Doamne ajută-ne! Aș vrea să proiectez cu ajutorul lui Dumnezeu, am să spun câteva cuvinte în timp ce merge filmul și aș vrea să fiți atenți. Cu ajutorul Domnului am reușit să facem o cameră la familia respectivă, o am și mobilat. Urmează încă o cameră care trebuie să o facem. La oamenii care dorm prin canale și prin barăci. Dacă aveți la ăștia care le place mult să predice, dați-le numărul meu de telefon. Și eu îi las nu cu o oră să predice, ca la guță, fără număr. Și 2 ceasuri îi las să predice. Credeți că Iisus vine la oamenii aceștia dacă ar veni pe pământ din nou, s-ar duce la ei? Vă spun eu, n-ar intra în nicio biserică. Hristos cel viu trebuie să se vadă în fiecare zi în viața noastră. Acolo este o soră văduvă, aia în partea de sus. Aia e casa ei. Africa este în România și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere financiar. Vă demonstrez asta. Dar eu vă spun ceva, eu am spus-o, am un prieten, păstor la Sibiu, are organizație mare cu Africa și am spus, Sorin, ascultă-mă, tu ai sărit gardul.
Adică tu mergi în Africa și la tine acasă e praf. A zis, Sorin, nu mai te duci în Africa, vine cu mine și-ți arat. Domnul Iisus a spus, nu a zis că să mergem la marginea pământului. Prima dată ce a zis? La Ierusalim. Dar noi românii, vă spun eu, am sărit gardul. S-au blocat? Ce s-au făcut? Lasă-l să meargă, nu e o problemă. Am fost invitat la o conferință în Suedia anul trecut. În Uppsala, un oraș universitar. În centrul orașului erau trei păstori penticostali, predicau la microfon. Nu-i băga nimeni în seamă. Asta e familia de care spuneam. Așa arată camera care am terminat-o marți. Marți, cu ajutorul Domnului, o am mobilat. Culmea că sâmbătă am fost la o conferință de tineret la Madrid. Și marți am fost la Amărâț. Îs cam ciudat, nu-i așa? Sus, jos. Asta făcea Iisus. Și asta cere Iisus de la noi să facem fiecare. Asta e o biserică. O biserică care e acoperită cu cartoane. Dar e biserica lui Hristos. E biserica în care eu cred cu tărie că Iisus, care noi îl sărbătorim că e viu, ar merge la ăștia. Aici ai pentru prima dată l-am luat pe Petrișor, pe băiatul meu, cel în albastru. A fost un șoc pentru el. Am zis că te erai cu mine la săraci. Și Petrișor îi întreba, dar de ce ești murdar? Pe tine mamă ta nu te trimite să te speri, pe mine mami mă trimite? A doua zi când s-a dus la grădiniță, Petrișor a început, uitați familia despre care vorbeam. Așa i-am găsit. Singura cameră care era asta. Că în cealaltă, în spatele meu, mai are o cameră, dar se vedea cerul până ea. Deci nu putea să stea. Și urmăriți cum am putut să fac. Ei normal stau ilegal acolo. N-am putut să le torn fundație, că vineau ăștia de la primărie și mă amendau. Dar am triblat, că Dumnezeu ne dă înțelepciune. Și am făcut, uitați, asta era camera. Când am ajuns la ei, n-aveau în ce să se spele. N-aveau din ce să mănânce. Soția le-a luat farfurii și le-am dus. Le-am dus cu ce să se spele. Veți vedea cum am procedat ca să nu vină cei de la primărie să mă amendeze, că dracul nu doarme. Am turnat beton în interior și am pus acoperișul pe pilon, ca un fel de scaun. Și nu m-am ocupat de pereți, ca să nu mă poată amenda. Stilul ăsta se făceau la pocăiți, la penticostal, pe vremea lui Ceaușescu, dacă vă aduceți aminte. Și m-am adus aminte cum se făceau pocăiți în vremuri. Nu-i lăsa partidul să facă biserici. Și atunci ei modifica cășile pe interior și făcea biserică. Uitați-vă cu atenție. Aici împreună cu băiatul cel mare, Ruben, fetița aceasta căra apă de la aproape un kilometru cu bidonul ca să-și torn fundația. Era casa lor. Și am pus stâlpii pe beton în profile ca să poată acoperișul să fie susținut. Că pereții ați văzut cum sunt. Aici am acoperit și partea aceasta, asta la altă. Și pur și simplu nu le vrea să creadă că nu mai o să fie ploaie la ei. După care m-am pus să izolez interiorul la camera care am vrut să o pregătesc pentru ei, să aibă o cameră curată de Paște. Eu eram tot de spumă din aia de lipit, am polistirenul și mă sună din Spania și îmi spune, frate, vrem să vii la noi la conferință. Și eu eram pe schelă la Amărâț. Dumnezeu ne-a chemat la asta lucrare, vă spun eu. Cu galerie nu se intră în cer, ci cu trăire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am vorbit cu un frate de la Bihor, care cu termopanele și am zis, pocăitule, vreau să-mi trimis două geamuri termopane. Și mi le-a trimis, mă cunoaște foarte bine.
Aici le-am izolat interior camera. Nu le venea să creadă. Vă puteți imagina, copiii aceștia vreau să facă și ei ceva, să mă ajut. Știți cum au primit pe mine familia asta? Eu nu am niciun merit. Nici nu-s curios dacă mai mă invitați aici. Dar știu că mă duc acolo, în căjița aia, și mă primește ca pe Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să citesc un text pentru astăzi. De aceea vă invit să vă ridicați pe picioare. Să-mi citesc din Fapte, capitolul 10, primele 8 versete. Fapte, capitolul 10, primele 8 versete. Este un text foarte cunoscut, dar astăzi, sărbătorind învierea Domnului Iisus, aș vrea să fie o lecție pentru noi. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multă milostenie norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea zi din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țint la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, al cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din acea căruia slujea în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Prea iubiții Domnului, dacă ați fost atenți, am făcut câteva afirmații. Cu galerie nu se intră în cer, ci cu trăire. Spuneam sâmbăta trecută la Madrid, la tineri și la toți care au fost acolo, că dacă tavanul la biserică se desface în două pentru Petre Oros, nu se dă pe spate, pentru că pentru mine important este după ceea ce trăim și facem. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim. Amin? Așa că învierea Domnului Iisus trebuie trăită în fiecare zi. Cei din jurul nostru, lumea de ziua de astăzi, trebuie să vadă că Iisus Hristos este viu. Și lumea din ziua de astăzi nu vede că Iisus e Hristos viu prin faptul că noi strigăm și proclamăm pe Cel înviat. Nu, nu! Ci lumea din ziua de astăzi trebuie să vadă că El este viu în viața noastră și că ne-a schimbat viețile. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că mi-am pus întrebarea de multe ori: ce spune lumea despre noi? Ce spune colegii despre noi? Pentru că dacă citim cu atenție în cartea Faptelor Apostolilor, veți vedea, erau oameni răi, oameni care erau împotriva lui Hristos și oamenii aceștia răi în momentul acela strigă și spune: oamenii aceștia care au răscolit lumea, au ajuns și la noi. Știți despre cine e vorba? Despre Pavel și Sila. Oamenii cei răi, spune despre Pavel, oamenii aceștia au răscolit lumea. Ce spune lumea despre noi astăzi? Știți, dragii mei, că eu m-am săturat să tot aud vorba aceea: bă, tăți o apă și un pământ, să ne ferească Dumnezeu. Nu-i adevărat? Noi trebuie să demonstrăm că Iisus Hristos al nostru, cel viu în vecii vecilor, este viu în viața noastră și noi trăim în fiecare zi cu El. Binecuvântat să fie Domnul! Am ales acest text care eu știu că sunteți foarte obișnuiți cu el. Cunoașteți mult despre el, ați auzit predici multe despre el. Dar știți ce vreau eu astăzi? Să nu existe persoană aici, care a intrat aici la Sfânta Treime, să nu fie un suflet care Dumnezeu să nu-i vorbească, ci vreau la toți să vă vorbească Dumnezeu. Titlul acestei predici îi spun așa: un nelegiuit aproape pocăit.
un nelegiuit aproape pocăit sau aproape creștin. Este vorba despre Corneliu. Corneliu, un om nelegiuit. Noi cu toții ne declarăm creștini și dacă v-aș întreba pe fiecare, toți spuneți că sunteți creștini. Și Domnul să ne ajute să fim creștini adevărați. Dar Corneliu, Corneliu, dragii mei, țineți minte ce vă spun. Corneliu nu era botezat cu Duhul Sfânt. Corneliu nu era botezat în apă. Corneliu nu avea naștere din nou. Corneliu nici măcar nu se numea creștin. Dar astăzi, în lumina cuvântului Dumnezeu, fiecare dintre noi, să ne uităm, avem ceva de învățat. Știți, să nu fiu direct, nu există persoană care să n-aibă de învățat de la Corneliu. Omul acesta, Corneliu, la un moment dat Dumnezeu trimite îngerul la el și stă de vorbă cu Corneliu. Îl vedeți pe Corneliu să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu? Știți că eu cunosc mulți, așa zici creștini, care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. A, nu-i valabil, dar nu-i din partea Domnului? Știți lucrul ăsta? Sau n-ați auzit? Corneliu, un nelegiuit, îi vorbește Dumnezeu și rămâne da și amin. Nu pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. E plină lumea de creștini care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. În zilele de astăzi. Corneliu este da și amin. Dar nu numai atât, de grabă, nu mai stă să vadă, mă, oare dacă cumva nu am înțeles, ci de grabă a trimis după Petru. Extraordinar. Dar știți ce văd eu la Corneliu, la omul acesta nelegiuit? Nici nu era pretențios. A, dacă nu vin, frate George, dacă nu-i inviți pe ăla, eu nu vin la biserică. Corneliu nu avea pretenții, dragii mei. Corneliu a ascultat și a spus Dumnezeu. Trimite la Iope, după... sau nu putea îngerul să-i spună lui Petru ce trebuie să facă? Nu putea? Putea. Dar Dumnezeu vrea să se folosească de oameni, vrea să se folosească de mine, vrea să se folosească de voi. Dar noi, așa zis și pocăiți, Doamne, te rog frumos, du-te la spital. Doamne, du-te la năcăjiți, Doamne, și noi dăm de lucru la Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să ne dea nouă de lucru. Și Petru vine la Corneliu. Dacă întoarceți foaia la Biblie, veți vedea acolo mai ceva. Saul din Tars merge spre Damasc. Și la un moment dat pe drumul acela îi se arată Domnul Iisus. Nu putea Domnul Iisus să-i spună lui Saul ce trebuie să facă? Putea, dar Domnul Iisus spune lui Saul, du-te în cetate și acolo ți se va spune tot ce trebuie să faci. Și Dumnezeu se folosește de un Anania. Da, în lumea creștină plină e de pretenții. Atât de pretențioși. Și eu mă minunez, mă tot uit și spun, Doamne Dumnezeule, dar ăștia vorbesc de tine, dar sunt pretențioși, atât de... Și mă aduc aminte de unul din Vechiul Testament. Biblia spune, atât de pretențios a fost omul ăsta, că la un moment dat s-o și mâniat. Atâta pretenție avea, că doar el e cineva. El nu a fost unul din ăsta așa, ci Biblia spune că era un om deosebit și o valoare. Și omului Dumnezeu spune, auzi, du-te și te scaldă. Păi ăsta își bate joc de mine? Adică eu nu puteam să mă scald acolo în apele noastre? Am venit până aici la Israel să mă scald în Iordan, Iordanul fiind, să nu credeți că e un fluviu. Există locuri unde îl poți sări cu piciorul. Și vă dați seama, Naaman, păi dar cum mă îngenunchez eu acolo în apă? Păi dar nu puteam eu în apele mari, apele mai curate decât Iordanul. Dar eu vă întreb pe toți, după ce Domnul s-a atins de Naaman, dacă l-ar fi întrebat cineva când s-a întors acasă, mă, cum sunt apele în Israel, ce ar fi zis? Number one. Știți ce vreau eu să înțelegeți? Când Dumnezeu se atinge de tine, nu mai bași de vină. Lui Naaman, nu numai apele au fost bune, ci și pământul.
și spune, nu lești pe robul tău să ia pământ, să-mi duc în țară? Dar e o splină lumea de creștini, pretențioși. Naaman a fost un om pretențios și Biblia spune că s-a și mâniat. Dar după ce, s-a atins Domnul de el, nu mai a fost pretențios. Nu numai apele au fost bune, ci chiar și pământul. Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Dumnezeu vrea să se folosească de tine și vrea să se folosească de mine. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să dăm la o parte pretențiile și să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Amin. Dar aș vrea să vă uitați la nelegiuitul ăsta. Corneliu nelegiuit ascultă ceea ce Dumnezeu îi spune, nu are pretenții și vine omul lui Dumnezeu Petru la Corneliu. Și imaginați-vă pe Corneliu când l-a văzut pe Petru, pur și simplu s-a aruncat la picioarele lui Petru. Știți ce vreau să înțelegeți? Corneliu l-a primit pe Petru mai ceva ca pe un înger. Nu credea, nu știa Corneliu că Petru e om? Știa! Dar Corneliu l-a primit pe Petru mai ceva ca un înger. Cum primim noi oamenii lui Dumnezeu în ziua de astăzi? Nu vreau și nici nu vă spun orașul. E vorba de diaspora. Că s-ar putea să fie cineva aici care știe despre ce vorbesc. Mă întorceam de la Bruxelles și m-am oprit la cineva într-un cartier rezidențial în Europa. Și eram cu băiatul meu, cu Ruben. Omul acela mă invitase la el, acasă. Deci nu m-am dus cu mâna în buzunar, alo, m-am trezit și eu în fața cășii. Nu, nu. Și omul acela încerca să-mi explice mie, mi-a pus un pahar cu apă rece, era vară, august, și încerca să-mi explice mie casa lui nu-i hotel și că el o să mă ducă la un hotel. Și am zis, frate, nu, stai puțin, că nu mă duci tu pe mine la hotel, că am eu bani să mă duc la hotel. Și i-am mulțumit frumos pentru paharul de apă, da, și m-am urcat în mașină și știți ce i-am spus la Ruben, la băiatul meu? La omul ăsta îi lipsește un cancer. Și atunci, casa lui nu va fi motel, ci va fi hotel de sfinți. Și vă spun cu durere, după câteva luni, o trebuie să mă rog pentru copilul lui. Cum primim noi pe oamenii lui Dumnezeu? M-am săturat să văd oameni așa ziși numiți creștini, care nu prețuiesc oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne lumineze. Corneliu l-a primit pe Petru mai ceva ca un înger. Și cuvântul Domnului spune așa, acum dar toți, versetul 33, acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Acum iară el vorbește. Sau nu este așa? Este. Cu durere. Dumnezeu să ne ajute să prețuim oamenii lui Dumnezeu. Preaiubiții Domnului, dar ne uităm la nelegiuitul acesta. Nelegiuitul acesta, fiți foarte atenți, oamenii, dușmanii lui Corneliu, ce spun despre Corneliu? Spune versetul 22, sutașul Corneliu, om drept, și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Un om care avea valoare, Corneliu, era foarte influent, foarte cunoscut, dar în același timp era și temător de Dumnezeu. Avea frică de Dumnezeu, un om nelegiuit, un om cu o popularitate extraordinară, îl cunoștea toți. Dar Biblia spune că era un om drept. Adică vă spun eu, cu cernic știți ce înseamnă? Evlavios, învingător, om de cuvânt. Adică la Corneliu nu era zona gri. Ori alb, duce lumea creștină lipsă de oameni de cuvânt?
Vă întreb pe voi, care verset sau, mai bine zis, care citat din Biblie este auzit atunci când ești dezamăgit de altă persoană? Care citat din Biblie este cel mai folosit în lumea creștină? În biserici la noi. Când cineva te-a dezamăgit, care citat este? Spune fratele, te rog să-l proiectezi. Eremia 17:5. Fratele amintea de ce spune Biblia și care este foarte auzit. Dar eu vreau să ne uităm atent la ceea ce spune cuvântul Domnului acolo. Totdeauna când cineva e dezamăgit, fie cineva a ajuns să fie dezamăgit de altă persoană, să trezesc asistenți spirituali, în ghilimele spun, care vine și te bate pe umăr și spune, auzi frate, blestemat să fie omul care... Serios? Serios? Ce ziceți, este verset sau o afirmație dintr-un verset? Mie nu-mi place să ciugulesc din Biblie, dragii mei. Acolo, afirmația aceasta, blestemat să fie omul care se încrede în om, se referă atunci, atenție, când eu îmi înleg încrederea într-o altă persoană mai mult decât în Dumnezeu. Simplu. Asta nu cere, prin afirmația aceasta, Dumnezeu nu spune eu să n-am încredere în George, eu să n-am încredere în fratele Vlad. Nu. Opriți-vă dacă ați avut ideile acestea. Aici afirmație, nu-i verset, este o afirmație dintr-un verset care spune care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Când tu îți legi toată încrederea într-o altă persoană muritoare, mai mult decât în Dumnezeu, atunci putem discuta blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar Dumnezeu spune să avem încredere unul în altul. Știți, dragii mei, că suspiciunea este de la diavolul? Vă puteți imagina cât umblu eu? Dar soția mea nu ar avea încredere în mine. Aș mai spunea fratele Franț, ieri m-a trăgea atenția, da, ai în spate o soție care te ajută? Păi clar, nu-mi dă la picioare, nu mă trage în jos, mă suportă. Și zic, Doamne, binecuvintează surorile. Amin. Și să ajutați pe frați în lucrarea lui Dumnezeu. O femeie poate să ridice și poate să distrugă un bărbat. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție frumoasă, cu 5 copii pocăiți, slujesc Domnului toți. Și soția mă suportă, vă spun eu, de multe ori. Mă gândesc așa pe avion și zic, mă, iară m-o lăsa să plec, dar mă suport. Și greu cade pe ea. Dar Dumnezeu așa le-a potrivit. Că eu când m-am căsătorit cu soția mea, nici până cap nu a trecut că o să ajung predicator. Și nici ei. Dar Dumnezeu l-a rânduit. Pe toate. Și Dumnezeu își apără pricina lui. Slăvit să fie Domnul. Omul acesta era vorbit de bine. Omul acesta, oamenii aveau încredere în el. Și v-am spus, suspiciunea este de la diavolul. Vă puteți imagina, apostolul Pavel spune, noi ducem o luptă. Noi nu suntem în necunoștință de cauză. Noi știm cu cine avem de luptat. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor. Adică, eu am făcut armată. Poate dintre dumneavoastră este persoane care au făcut armată. Eu am făcut armată la regimentală. Da, ăștia tineri, știți, a văzut un film de comandă. Ați văzut și asta, nu? Ok, nici o problemă. Ei, vă puteți imagina când pleacă grupa aceea de misiune, comando, da? Dacă n-ar avea încredere ei între ei, ce părere aveți? Ar înainta? Vă spun eu, în continuu tot s-ar împiedica. Dar ei care pleacă la luptă, trebuie să aibă încredere unul în alții. Noi trebuie să avem încredere în unii în alții. Că altfel diavolul câștigă teren. Noi trebuie să câștigăm teren împotriva diavolului în numele lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Așa că ați înțeles cu versetul acela care-i secretul. Domnul să vă binecuvinteze. Ceasul tace și trece. Pe lângă acesta, Corneliu, nelegiuitul acesta, omul acesta care nici măcar nu se declara creștin, era temător de Dumnezeu. Biblia spune că și dracii cred să-și înfioară. Dar imediat spune, dar nu se supun. Acum vreți să-mi spuneți mie că există supunere fără temere? Nici vorbă.
Și aici nu mă refer la temerea aceea în care eu stau cu frica în spate, că vine și îmi dă cu nuiaua, că vine și mă pedepsească. Nu, nu, ci frica aceea, pioșenia aceea, că ai de-a face cu un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care îți cunoaște viața, un Dumnezeu care știe ce faci și un Dumnezeu care știe ce vei face. Slăvit să fie Domnul! Dar omul acesta, nelegiuit, omul acesta nelegiuit, cuvântul Domnului spune că în versetul 2, oamenii cei răi, zice despre el, că făcea mult bine. Făcea mult bine. În versetul 2, din Faptele Apostolilor, capitolul 10, el făcea multă milostenie. Multă milostenie făcea Corneliu. Nelegiuitul ăsta, omul acesta care nu spunea că e creștin, făcea multă milostenie. Știți ce înseamnă multă? Adică n-avea un target, fac atât și gata. Că doar și preotul și levitul avea targetul lor, nu? Păi am dat zeciuială, ce mai? Am cântat, am predicat, câtă casă, nici un prieten. Mi-am făcut datoria. Nu, nu! Dumnezeu i-a condamnat pentru că omul acela era căzut în necaz și ei s-au făcut că vorbea și la telefon. Lasă că salții, discut cu comitetul, mă duc la proroc să văd dacă îmi spune că dacă din partea Domnului. Nu, nu! M-am săturat să aud tot felul de farisei. Omul acesta nelegiuit făcea multă milostenie. Am chemat pe un frate de lângă Arad ca să mă aducă ceva pământ, nu din Israel. Să bage pământ acolo să pot pune ceva flori. Și nu l-am cunoscut. Când s-o dat de jos de mașină, m-o și cunoscut. O, fratele Petre Oros, uită la el, și cu ăsta? Zice, dar eu te cunosc. Păi mine mă cunoști? Păi n-am fost eu la dumneata alea acum câțiva ani. Tu la mine? Păi da, frate, n-am fost eu și am scos mobila din casă și am dus-o la năcăjitul ăla. Oh, da, am înțeles. Pentru el a fost un șoc. Am primit o veste că un conducător de biserică de la țară, cu copii mulți, avea doar două paturi în toată casa. Și o parte durmeau pe jos. Și am discutat cu soția la sfat frățesc. Bine, nu la biserică, că alea nu sunt. Acasă, sfatul frățesc și cu copiii și am decis să ne dăm sufrageria din casă pentru năcăjiți. Un pic nebunie, nu? Din punct de vedere firesc, dumnezeiesc nu. Corneliu făcea multă milostenie. Amin? Discutam anul trecut cu un frate așa mai năcăjit, din județul Timiș. Nici nu știa el cât are. La Paris eram. Și omul acela încerca să mă lămurească pe mine că Dumnezeu este suveran și dacă Dumnezeu vrea ca să dea la alții, de ce nu ia de la el și să dea la alții? Dumnezeu, știi că Dumnezeu parcă ar fi el, știți, cu căratul. Dar Dumnezeu nu vrea asta, Dumnezeu vrea să se folosească de tine, de mine, de fiecare dintre noi, știți lucrul ăsta? Omul acela era slujitor și i-am și spus, bă, pe tine, tu ce-o făcut ăștia slujitor că ești milionar, că altfel n-ai tu treabă cu nimic. Sunt în ăștia. Și el vrea să mă învețe pe mine, să spună, frate, dar Dumnezeu, din milionul care îl am eu, ia 200 și îl dă la săraci. De ce trebuie eu să dau la săraci? Așa a vrut Dumnezeu să fiu milionar. Nu, nu. Dumnezeu a vrut să fiți bogați, să aveți de toate, dar Dumnezeu vrea să se folosească de voi. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că Apostolul Petru spune așa, sfârșitul tuturor, în capitolul 4 din 1 Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Și Apostolul Pavel spune în Tit, capitolul 3, spune așa cuvântul Domnului, în versetul 14, trebuie ca și ai noștri, adică pocăiții, să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Și acum veți iar întrebarea, de ce au spus fratele Petre Oros că Dumnezeu dă la unii ca ei să dea la alții? Biblic vorbesc, da? Întoarceți la 1 Timotei, capitolul 6 și veți vedea.
Spune așa, versetul 17. Îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Atenție! Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Adică Dumnezeu mântuiește, dar pe unii vrea să și răsplătească. Ați auzit? Unii zic, egal, tot, nu e adevărat. Pe unii Dumnezeu vrea să și răsplătească. Pentru că Domnul Iisus spune în Matei 6, nu vă strângeți comori. Adică nu că nu îs ele benefice, ba da, pentru că unele le consumăm, corect, unele se uzează, corect, dar dacă nu le consumăm și nu le uzăm, va veni o zi în care spune Biblia că vor arde. Nu mai bine decât să le prindă, să le ardă, nu mai bine să le transferăm în cer? Simplu. Adică îți faci cont în cer. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Omul acesta făcea multă milostenie. Adică n-avea un target din ăsta așa, am făcut și lasă alții. Pentru că cuvântul Domnului spune în Deuteronom, capitolul 15, spune așa, versetul 9, vezi, să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Așa că, la noi în casă, soția mea e contabila șefă și zice zeciuiala, zeciuiala. Și eu tot îi spun, draga mea, dar eu trăiesc prin har. Acum, nu că sunt potrivă la zeciuială, nu, nu, să nu înțelegeți greșit, ci vreau să spun că trebuie făcut, practicat peste zeciuială. Amin? Spuneam în Franța, am predicat, nu mai știu ce am predicat acolo, dar dintr-o dată am zis, auziți, toți dați zeciuială, am zis eu. S-au uitat toți la mine, păstorul a început să râdă, zic, bă, dar n-am întrebat păstorul vostru dacă voi obișnuiți cu zeciuiala, dar toți dați zeciuială. Și nu-s proroc, ci vorbesc biblic și practic. Nu există persoană aici care să nu dea zeciuiala. Dacă nu o dai de bună voie la casa Domnului, te-o prins radarul. Există tehnologie acum, pui antiradar, corect, și nu te prinde. Dar dai zeciuiala la spital. Te-o binecuvântat Domnul cu sănătate. Slăvit să fie Domnul! Dar te trezești că ai fost la lucru 2 luni gratis. Ți-o dat un o țapă. Ce ziceți? Nu este din astea? Ascultați ce vă spun eu astăzi, Petre Oros. Finanțele acestea omenești, din punct de vedere uman, se pot tribla. Ei prin televiziune, da? Dar finanțele lui Dumnezeu nici dracu nu le fentează, că e Dumnezeu! Și la Dumnezeu nu rămâne nimeni dator. Punct. La sfârșitul programului a venit un tânăr la vreo 26-27 de bani. Frate, săptămâna trecută am dat zeciuiala. Aleluia! Nu așa, frate, lasă-o mai încet. Cum, frate? Dacă tu vii să-mi spui că ai dat zeciuiala săptămâna trecută și eu spun, slăvit să fie Domnul, tu spui să tac? Frate, nici nu știi cum am dat-o. Păi spune cum ai dat-o. Păi zice, am cumpărat un BMW cu 35.000 de euro. Și am avut client să-l vând cu 40. Dar am zis, mă, mai o săptămână și mă duc la nuntă. Mă dau și eu mare că mă duc la nuntă. Când să mă duc la nuntă, m-a oprit garda, m-a cerut actele și mi-a spus foarte frumos, nu vă supărați, mașina e furată. Am rămas și fără bani, și fără mașină. Dar eu l-am luat după cap și am spus, ți-ai făcut inventarul, nu cumva mai ești dator? Prea iubiții Domnului, finanțele lui Dumnezeu nu le fentează nimeni. Că-i Dumnezeu. Corneliu era un om nelegiuit și spune că făcea multă milostenie.
și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații, să-i lumineze. Corneliu era un om vorbit de bine, un om cu încredere, un om care făcea multă milostenie, dar Biblia spune, așa pe viteză spun, că spune că făcea multe rugăciuni. Adică nu să ruga cum ne rugăm noi. Știți cum ne rugăm noi? Cu un iot închis și cu unul deschis. Nici nu apucăm să spunem amin și am vrea ca Dumnezeu să asculte. Dumnezeu să vină cu telegrama semnată și ștampilată, dar nu e așa. Știți care a fost studiul biblic pentru mine când eu m-am pocăit în urmă cu 22 de ani? Primul studiu biblic care eu l-am studiat și l-am studiat cu lacrimi a fost rugăciunea. Am vrut să învăț ce înseamnă rugăciunea. Și am învățat că rugăciunea este o discuție a mea cu Dumnezeu. Și nu știu, eu îl înduplic pe Dumnezeu sau Dumnezeu mă înduplecă pe mine? V-ați gândit la lucrul ăsta? Mă gândesc la un examen. Ilie, omul lui Dumnezeu, după ce o zis, arată, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Coboară foc din cer. L-a ascultat Dumnezeu pe Ilie. L-a ascultat. Dar Ilie s-a trezit cu al doilea examen. Auzi? Eu o să mă rog și va veni ploaia. Sau nu a fost așa? Așa a fost. Îl văd pe omul lui Dumnezeu după ce face șocul ăla când coboară focul din cer. Nu știu câți v-ați gândit la peisajul acela. Îl văd pe Ilie. Se pune pe genunchi. Și începe să se roage. Se oprește din rugăciune și spune la slujitor, du-te să vezi, se vede ceva? Și slujitorul spune, nu. S-a oprit Ilie? Ilie începe să roagă mai departe. Știți că Ilie credea că Dumnezeu îl ascultă? Ilie nu l-a trimis pe slujitor așa să facă aerobic spiritual. Ilie, după scena aceea în care a coborât Dumnezeu foc din cer, Ilie a crezut că Dumnezeu îl ascultă. Dar Ilie nu s-a oprit. S-a pus pe genunchi și s-a rugat în continuare. Și-a venit momentul în care Dumnezeu și-a proslăvit numele. Vă țin tot în Vechiul Testament. Omul lui Dumnezeu, Elisei, trăgea pe moarte. Vine împăratul la Elisei că vrea să vadă care e finalul. Are izbândă sau n-are? Și omul lui Dumnezeu îi spune la împărat, auzi, lovește pământul. Și împăratul, ce face? Una, două, trei. Și se oprește. Iar omul lui Dumnezeu Elisei, care avea legătură cu Dumnezeu, îi spune la împărat, de ce te-ai oprit? Trebuia să te rogi mai mult. Trebuia să lovești mai de multe ori și avea izbândă. De ce ne oprim? Când vedem că cerul e negru, de ce ne oprim? Noi am vrea ca Dumnezeu așa să fie la cherem, dar Dumnezeu nu-i sclugă, Dumnezeu este stăpân. Și atunci când ne rugăm, este o luptă. Știți, m-am gândit. Spune Dumnezeu despre un om că este prea alesul inimii lui, este prea iubitul lui. Daniel, într-o zi, a hotărât să se roage și s-a rugat înainte lui Dumnezeu cu sac și cenușe.
Și Dumnezeu din înaltul cerului îl trimite îngerul la el. Și stă de vorbă cu Daniel. Ce spune îngerul lui Daniel? Daniele, din prima zi ți-am ascultat rugăciunea. Dar n-am ajuns și am întârziat 21 de zile că am avut împotriviri. Prea iubiții Domnului, trebuie să-i rugăm mai mult. Vă stă în față un păstor simplu și eu sunt foarte deschis. M-au întrebat de multe ori, frați, și au zis, nu ți-e frică din cauza sincerității? Nu o să mai fii invitat? N-am treabă cu voi, vă spun eu. Eu am treabă cu Domnul. Când plec de aici, vreau să simt că Dumnezeu spune, Petre, ai spus ceea ce am vrut eu, nu ce-o vrut omul. În urmă cu 4 ani de zile, am avut momente în care m-am oprit de rugăciune. Am slăbit. Că nu-s oțel suedez, îs om ca voi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 copii, v-am spus. Și al 5-lea, Petrișor, un copil zdrav, sănătos, 4,650 kg. Numai că după câteva luni, 3 luni, soția a căzut la pat bolnavă. În momentele acelea, când soția mea a fost la pat, nu știu cum ați văzut voi sau cum ați fost învățați, dar eu l-am văzut pe Dumnezeu lucrând ca și în Faptele Apostolilor, în perioada aia. Veneam de la evanghelizare, de la nopți de veghe, și soția mă întreba, ți-a vorbit Domnul printr-un proroc? Eu nu m-a vorbit Domnul prin proroci. Am ajuns într-o stare în care vroiam ca să stau de vorbă cu Domnul. Să vină o proroc să mă bată pe umăr, să-mi spună, ai greșit aici, trebuie să-ți repari. Cu toată teologia mea. Acolo am ajuns, în pragul dispărării. Vroiam ca Dumnezeu să-mi vorbească și Dumnezeu nu-mi vorbea. Prin lucrarea care o fac, Dumnezeu îmi vorbește prin proroci cel puțin de 3-4 ori pe lună. Înțelegeți? Cred în lucrarea Duhului Sfânt până măduva oaselor. Dar în perioada aceea am ajuns într-o stare în care de-abia așteptam să mă duc într-o biserică unde știam că-s proroci, să-mi spună mie ceva Dumnezeu. Pentru că soția mea era la pat, nu putea nimeni să facă nimic. Nici ăia din România, nici ăia din Ungaria. Că am dus-o la cei mai buni medici. Am ajuns momente, dragii mei, în care m-am gândit că am înnebunit. Vă puteți imagina când eu îl vedeam pe Dumnezeu cum lucrează în biserici? Cum oamenii se întorc la Iisus? Eram pe 21 mai, Luca, Spriei, județul Bihor, la o seară de evanghelizare. Și în momentul când am terminat predica, biserica a început în rugăciune și Duhul lui Dumnezeu m-a ridicat împotriva voinței mele. M-am dus la o tânără, i-am pus mâna pe cap și a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. M-am speriat. Am ajuns acasă la ora 3 dimineață, 4. Copiii dormeau. Soția mea era trează. M-a întrebat soția, cum a fost aseară la biserică? Am zis, bine. Adică n-am avut putere să spun că a lucrat Dumnezeu. Atâta de frică am fost în mine. După ce m-am întors de la baie, soția a zis către mine, hai te rog frumos să stai aici pe pat lângă mine. O pus mâna pe mână la mine și a zis, eu aseară m-am rugat pentru tine și eu vreau să spui cum a lucrat Dumnezeu. În momentul ăla, parcă m-a lovit cu barostul în cap. Am început să-i povestesc cum a lucrat Dumnezeu. Și soția plângea. Dar după aia m-a pus o întrebare care n-aș mai vrea să o aud. Cât bate inima mine veci, n-aș mai vrea să aud întrebarea asta.
O zis soția, eu știu și cred că tu ești un ales al lui Dumnezeu. Dar oare de ce nu-ți ascultă rugăciunea în dreptul meu? Nu mai vreau să aud întrebarea asta veci. De-abia am așteptat să mă duc în curte și să plâng cu amar în curte și să strig cât am putut în sufletul meu, ca și David în Psalmul 6, să spun: până când, până când zăbovesc să te îndur de mine? Știți ce greu e pentru un slujitor când din menghina lui Dumnezeu? E groaznic. Nu e ca și vine la biserică, nu vine, rugați-vă pentru mine. Pentru un slujitor când din menghina lui Dumnezeu e groaznic, pentru că tu trebuie să stai la dispoziția lui Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu cum lucrează prin tine. Dumnezeu își proslăvește numele și acasă la tine e groaznic. Vă puteți imagina că veneau leviții, cântăreții după mine să mă duc la evangelizare. Soția era în dormitor, în pat întins, n-avea voie să se ridice, pierdea sânge, ca la robinet. Și copiii cei mari, 4 copii, aici sunt persoane care îi cunoaște, pucăiți. Și tata lor să stea pe genunchi în fața lor. Și plângeam în fața copiilor și întrebam: mai mă duc să predic Evanghelia? Și copiii plângeau și zicea: du-te, du-te, du-te! Acolo am ajuns. Dumnezeu m-a băgat în menghină. Și știți de ce? Ca să pot să vă înțeleg pe toți. Să nu vorbesc cu voi după spatele calului, ci să cobor la voi, că asta a făcut Iisus. Și dacă până astăzi ați dat în cap la unii, opriți-vă, ridicați-vă! Că una e teorie și alta e practică. În ultima vineri a trebuit să o duc de urgență la spital, pentru că nu mai putea, corpul nu mai făcea sânge pe cum trebuia. Și era marța dimineața. N-am să uit ziua aceea de marți, niciodată. La 8:15 îmi sună telefonul. Un prieten de-al meu din Oradea, un proroc, un om al lui Dumnezeu, îmi spune: Petre, toată noaptea mi-a arătat Dumnezeu! În dimineața asta Iisus a atins de Rahela. Trăiască Domnul! Știți, dragii mei, că n-am crezut nimic? Știți? Eu mă minunesc când aud pe unii că vorbește de credință. Apă de ploaie. Zero. N-am crezut nimic. Primul lucru, știți ce m-am gândit? E prietenul meu, știe. Vrea să mă încurajeze. Îs om, nu v-am spus. N-are rost să mă dau altul. Dumnezeu ne vrea nu fake-uri, ci ne vrea sinceri, să fim realiști. Și Dumnezeu s-a atins de soția mea. Slăvit să fie Domnul. Ești aici în dimineața aceasta și aș vrea să te provoc. Eu n-am venit până la Londra să dau cu chedelnița și să plec. Eu am venit la Londra în numele lui Iisus, cel înviat, și în dimineața aceasta vreau să mă rog pentru tine. Oricine ai fi, dacă ai slăbit în rugăciune, în dimineața asta ai auzit că trebuie să ne rugăm mai mult. Dacă ai slăbit în facerea de bine, vă îndemn, faceți bine cât puteți. Faceți bine cât puteți. Va veni o zi când Dumnezeu își va aduce aminte de voi, de cauza voastră, și El va interveni. Aș vrea ca să invit tinerii de la laudă și închinare să pregătească cântarea de dorul tău, Iisus iubit. Și ca și încheierea astăzi, oricine ai fi, eu te invit la Iisus. Aș vrea să vii la Iisus și să vii aici în față. Am să plâng pentru tine în dimineața aceasta. Predic Evanghelia de peste aproape 22 de ani. Și vreau să vă mărturisesc. Nici o predică n-am predicat-o fără lacrimi. Mai bine eu să plâng și El să se bucure. Nu-i adevărat? Degeaba eu mă bucur și Domnul e întristat. Mai bine eu să plâng. Știu că răscumpărătorul meu va veni o zi când mă va lua de mână. Și va veni o zi când te va lua și pe tine de mână. Și în dimineața aceasta, oricine ai fi,
Eu te invit aici în față și am să plâng pentru tine. Am să mă rog pentru tine. Am să mă rog pentru cauza ta, pentru familia ta. Eu știu că e greu. E foarte greu. Dar cu Iisus suntem mai mult ca biruitori. Ne ridicăm pe picioare și voi invit aici în față. Am să mă rog pentru voi. Este o zi deosebită în care El își face simțită prezența și și-a făcut prezența în viețile noastre. Cântăm cu toată biserica și ne putem și ruga. Nu-i păcat. Dar în dimineața aceasta, oricine ai fi, eu te invit aici în față. Tânăr, mai în vârstă. El este medicul suprem. El este cel care vindecă rană. Aleluia! De dorul tău, Iisus iubit, în dimineața aceasta eu te invit la Iisus. Vino la Iisus în dimineața aceasta. Cântăm cu toată biserica și ne rugăm. Aleluia!